începem. Putem începe? Da. Mulțumim. În primul rând salutăm prezența domnului Ungureanu și a echipei Exclusiv TV, în rândul nostru. Asta înseamnă că ședințele Consiliului Local sunt transparente. Vrem să vadă că sunteți a treia oară, dacă nu mă înșel la noi. Astăzi, așa, prima oară personal. Prima oară dumneavoastră personal, dar echipa. Și dacă sunteți de acord, domnilor consilieri, să trecem în ordine de zi. Prin prezența conformitate cu dispoziția primarului Comunei Rocăciuni, numărul 226 din 28 aprilie 2017, sunteți convocat a participat la ședința ordinară a Consiliului Local Rocăciuni, ce are loc 5 mai 2017, început cu ora 12, la sediul Consiliului Local. Cu ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței din luna aprilie 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării eroare materiale din hotărârea Consiliului Local numărul 24 din 28 aprilie 2017, inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului pe trimestrul 2 anului 2017, inițiator primarul Comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 5 la contractul de închiriere numărul PASTI 44 din 28.08.2009 cu doamna Panainte Maria, inițiator primarul Comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Rocăciuni. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Atunci să trecem în ordinea de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal la ședinței din luna aprilie 2017. Doamna secretară, vă rog. Deci, procesul verbal a fost încheiat în data de 10 aprilie 2017 cu ocazia ședinței ordinare, care s-a constituit conform dispoziției primarului 193 din 5 aprilie 2017. Invitația la ședință a fost trimisă unui număr de 15 consilieri locali și a fost înregistrată la numărul 4065 din 5 aprilie. Din condica de prezență, rezultă că la ședință au fost prezenți 13 consilieri locali, domnii consilieri Ciuraru, Ciprian Petru și Munteanu Gheorghe, absentând motivat, domnii consilieri au votat în unanimitate absență motivată. Președintele comisiei de astăzi, ales pentru 3 ședințe ordinare, este domnul consilier Drăgăstan Marinel. Având în vedere că este într-un formul necesar pentru discutarea proiectelor de hotărâre prezente la ordinea de zi, se dă citire ordinii de zi. Primul punct, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din 31 martie 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 datorată de Comuna Rocăciuni către Asociația GAL Cetatea Tama Sidava. 3. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Rocăciuni la Societatea Națională de Cruce Roșie din România. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economice a investiției, extindere rețea electrică iluminată public în zona blocului Rocăciuni, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2016-2017. 6. Programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Local pentru activități non-profit de interes general aferent anului 2017. Și ultimul punct, exercitarea în comun a funcției de audit intern în cadrul filialei județene Acor. Domnii consilieri, supun la vot ordinea de zi, aceasta este aprobată cu unanimitate. Domnul președinte de ședință propune discutarea primului punct pe ordinea de zi și dă cuvântul doamnei secretar pentru a prezenta procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31 martie 2017. După prezentare, nefiind obiecțiuni, acesta este supus la vot și aprobat cu unanimitate. Se trece în continuare la discutarea celui de-al doilea punct, aprobarea cotizației pentru anul 2017 datorată de Comuna Rocăciuni către Asociația GAL, Cetatea Tama Sidava. Domnul viceprimar menționează că, în conformitate cu adresa Asociației GAL, prin care suntem informați despre convocarea adunării generale Cetatea Tama Sidava, s-a stabilit la punctul 4 de ordinea de zi cuantumul cotizației pentru partenerii publici membri în GAL Cetatea Tama Sidava, având în vedere hotărârea Consiliului Local Rocăciuni 20 din anul 2015 privind aprobarea aderării UAT Rocăciuni la parteneriatul Asociației GAL Cetatea Tama Sidava, se constată necesitatea aprobării cotizației anuale a Comunei Rocăciuni în sumă de 1.500 de lei pe an. Domnii consilieri studiază cele prezentate și văzând raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rocăciuni, propun supunerea la vot a proiectului de hotărâre.
În urma votului, acesta este aprobat cu unanimitate de voturi. Următorul proiect, aderarea Comunei Răcăciuni la Societatea Națională de Cruce Roșie. Având în vedere că prin susținerea financiară a Crucii Roșii Bacău cu o sumă de lei în funcție de numărul locuitorilor comunei, aceasta intervine în caz de dezastre pentru asistarea persoanelor vulnerabile, asigură programe de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, implementează proiecte împotriva abandonului școlar, asigură bancă de alimente. Față de cele aprobate, se propune întocmirea proiectului de hotărâre privind aderarea Comunei Răcăciuni la Societatea Națională de Cruce Roșie, în vederea susținerii financiare cu sumă stabilită în funcție de numărul de locuitori, între 3.000 și 3.500 de lei pe an. Domnii consilieri studiază ce acest proiect de hotărâre, văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, proiectul este supus la vot și aprobat cu unanimitate. Următorul punct, aprobarea noilor indicatori tehnico-economice a investiției extindere rețea electrică, iluminat public, zona blocuri Răcăciuni. Din raportul de specialitate rezultă necesitatea modificării indicatorilor tehnico-economici, modificare ce a apărut în urma devizului general al lucrării transmis de către SCPENTA SRL. Modificările apărute se datorează majorării sumelor cuprinse la capitolul 4 din deviz, respectiv cheltuiel pentru investiția de bază, construcții și instalații. Din cele prezentate și raportul de avizare favorabil, se supune la vot proiectul de hotărâre, care în urma votului este aprobat cu unanimitate. Următorul proiect, acordarea curselor școlare pentru anul școlar 2016-2017. Din expunerea de motive a domnului primar rezultă că necesitatea acordării acestor burse reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecția socială cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. Și se consideră necesară și oportună promovarea acestui proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare în conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 1 din legea 1/2011 a educației naționale, care prevede elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de studiu și de ajutor social. În bugetul anului 2017 a fost prevăzută o sumă de lei în vederea acordării de burse școlare pentru anul școlar 2016-2017 pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și se propune acest proiect de hotărâre. În legătură cu acest proiect de hotărâre, domnul consilier Cocra Costel întreabă dacă este posibil să se modifice cuantumul burselor stabilite și să fie mai mare sume pe elev, deoarece nu vor fi mulți copii care să se încadreze în aceste criterii. Doamna consilier Bănuță Cristina, din cadrul compartimentului buget contabilitate, menționează că banii alocați pentru burse, dacă nu vor fi cheltuiți pentru acest an, în acest an, nu pot fi folosiți în anul următor, ci vor trece în fondul de rulment al primăriei. Domnul secară Cătălin menționează că este în asentimentul domnului consilier Cocra Costel în legătură cu acordarea unei sume mai mari pe fiecare elev. Domnul consilier Drăgăstan Marinel menționează că aceste sume au fost stabilite în Consiliul de Administrație al școlii. Domnul consilier Danu Romeu spune că ar trebui studiat mai cu atenție ordinul privind criteriile de acordare a burselor școlare și de reanalizat acest proiect de hotărâre într-o ședință viitoare. De asemenea, domnul consilier Danu Romeu spune că trebuie informat și directorul școlii gimnaziale despre această situație și în următoarea ședință a Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Răcăciuni să se rediscute criteriile de acordare a burselor fără a se stabili cuantumurile acestora, deoarece Consiliul Local este cel care va stabili cuantumul burselor școlare. Și domnul consilier Drăgăstan Marinel propune amânarea discutării acestui proiect de hotărâre pentru ședința următoare. Se supune la vot amânarea discutării proiectului de hotărâre privind acordarea burselor școlare și se obține unanimitate de voturi pentru. Următorul proiect de hotărâre, programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități non-profit de interes general. Domnul primar menționează derularea la nivelul Comunei Răcăciuni activităților non-profit presupune o categorie largă de activități, pornind de la activitățile neguvernamentale, de tineret, educație, protecția mediului, activități ale unităților de club, de cult, a cluburilor sportive sau a organizațiilor creditate pe programe de protecție socială. Conform prevederilor legii 350/2005, aliniatul 1, autoritățile finanțatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile în condițiile prezente legi, care se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a 4-a.
Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programului anual în bugetul autorității financiare. În continuare, în conformitate cu prevederile articolului 20 aliniatul 2 din legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurilor publice alocate pentru activități non-profit, care menționează, în cazul în care, din motive de urgență, respectarea termenului prevăzut la alineatul 1 ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 15 zile, s-a solicitat acord domnului consilier pentru urgentarea termenului, motivat de aprobarea târzie a bugetului pentru anul 2017. Domnii consilieri sunt de acord cu unanimitate pentru stabilirea termenului de selecție la 15 zile. Domnul consilier Cocrea Costel întreabă cum vor fi stabiliți banii pentru parohii. Doamna jurist spune că se vor respecta obligatoriu pașii stabiliți prin regulamentul aprobat prin hotărârea 29 a Consiliului Local Drăgăciuni și prevederile legii 350/2005. Domnul consilier Drăgăstan Marinel întreabă cine va face parte din comisie. Doamna jurist menționează că, în conformitate cu regulamentul, comisia va fi stabilită prin dispoziția primarului. Se studiază cele prezentate, precum și raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate și se supune la vot proiectul de hotărâre. În urma votului, acesta este aprobat cu unanimitate. Ultimul proiect de hotărâre, exercitarea în comun a funcției de audit intern în cadrul filialei județului Bacău, Asociația Comunelor din România. Se menționează că, ținând faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului fiecărei entități publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitatea acestea de persoană juridică și de drept public și respectiv de instituție publică locală, se apreciază oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând în același timp independența și funcțiile publice specifice fiecăreia dintre acestea, se urmărind facilitatea asigurării activității de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul unui acord de cooperare prin relații profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficiență și colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activități. Și avându-se în vedere prevederile legii 672/2002 privind auditul public intern cu modificările ulterioare, se propune exercitarea în comun a funcției de audit public intern în cadrul filialei județului Bacău Acor. După studierea celor prezentate și a raportului de avizare, proiectul de hotărâre este supus la vot. În urma votului, acesta este aprobat cu unanimitate. Având în vedere că nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi a ședinței, domnul președinte declară închise lucrările ședinței de astăzi, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Dacă aveți obiecțiuni sau nu am precizat tot ceea ce ați specificat dumneavoastră, vă rog să menționați pentru a face modificările necesare în procesul verbal al ședinței de astăzi, referitor la procesul verbal al ședinței de luna trecută. Dacă nu, domnul președinte, supuneți la vot procesul verbal. Dacă nu este pentru, împotrivă. Bun, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Dacă îmi permite, domnul președinte, aș face eu o propunere pentru următoarele 3 luni. Propun colegul nostru, domnul Munteanu Gheorghe. Mai sunt alte propuneri? Asta supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Deci, la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din hotărârea Consiliului Local numărul 24 din 28/3/2007. Inițiator primarul comunei. Domnul primar. Dacă îmi permiteți, din raportul care v-a fost trimis, dintr-o greșeală de dactilografie, să-i spunem, eroare materială greșă, la totalul, la hotărâre, vedeți că sunt două rânduri, totalul general, da? Din care cheltuieli... Ce plusem, da? Deci, la hotărârea 24 a fost trimis spre legalitate, fără total general, doar ce plusem. Și nu putem, trebuie rectificată, modificată hotărârea și prin această hotărâre de astăzi corectăm eroarea respectivă. Deci apare și totalul general al proiectului al investiției, pentru că este normal să apară oriunde totalul general. Dacă sunt întrebări. Ca o completare la hotărârea respectivă care s-a
efectiv, e o eroare de transmitere. Deci, consultantul ne-a transmis către pe mail nouă exact cifrele exacte, total general, de jurnicele alea au fost completate corect, conform machete transmitere respective, da. Dar în momentul în care s-a selectat, nu știu, deci s-a întâmplat o eroare, nu? O ajuns fără cifrele respective, da, ceva tehnic. Da. De ce spun acest lucru? Pentru că săptămâna trecută, luna trecută, am avut vizita celor persoanelor de la FIR de la Iași, de la Ministerul Dezvoltării Rurale, Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vizita în teren a proiectului pentru modernizarea infrastructurii rutiere comuna Răcăciun. Deci nu este proiectul care îl avem cu Dumbrăveniu, cu Ciucaniu, cu fundul Răcăciun și Siniștea. Este al doilea proiect care l-am depus pe AFIR. La vizita în teren s-a format o comisie din consultant, proiectant, reprezentant ai primăriei. Și vreau să dau la cunoștință că s-a identificat fiecare stradă cu nume, cu absolut o lungime, măsurat exact ca la carte. Din raportul dânșilor, aici sunt câteva puncte, sunt în jur de 11 puncte, la care punctajul pentru acest proiect este undeva în jur de 55-60, duce, dar n-am avut o obiecție din punct de vedere al implementării proiectului pe sursa de finanțare. Am aici rubricile, dacă e, să vă spun, solicitantul, reprezentantul legal sau împotrivitul acesta să prezentat la locul așa, deci unde sunt rubricile, sunt numai cu da. Am avut o completare, de câteva completări, dar vreau să vă spun ultimele observații la care le-am aici consemnat de către comisie. Deci la vizita în teren s-a constatat că elementele tehnice descrise în studiul DALI și cele privitoare la selecție și punctaj sunt în conformitate cu documentele verificate la studiul din birou și cu cele de la beneficiar. Aici nu sunt observații, deci dacă ar fi fost observații de natură mai al implementării, în care ar fi trebuit noi să venim cu ceva mai sofisticat, da, dar nu sunt. Ne-au dat aici câteva clarificări, printre care au găsit și această eroare, cum o numim noi. Deci șanse sunt pentru... Credem noi, sunt șanse să prindem și proiectul ăsta pe fonduri europene, un proiect aproape de 1 milion de euro, care unește, practic, infrastructura a celor două proiecte. Modernizare Siliști, Dumbrăveni și fondul Răcăciuni și modernizare drumul Sătești de la, cum am spus, de la Biserica Catolică, Dulăpeni, Broșteni, partea de strada Gării, străzile care sunt, restul de care ar intra în proiectul ăsta pentru a fi asfaltat. Așteptăm. Noi dăm clarificările prin cerințele care le-au cerut, după care așteptăm hârtia din partea reprezentanților de la AFIR. Cam asta e. Și de asta am ținut să facem și ședința. Să... Dacă îmi permite, domnul președinte, completarea astăzi, la ceea ce spunea domnul primar, pe strada Gării și pe strada aceea, cum știm noi, a Paloșanu, au fost doi cetățeni cu niște aparate care măsurau distanța dintre punctele fixe de la garduri, să stabilească lățimea străzii, ca să știe care este toleranța, marja de toleranță dintre asfalt și partea... Dar mai sunt mici completări care le face deci, deja sunt la care... teren. Astăzi lucrează. Deci înseamnă că o să fie bine. Cum am mai spus-o, știți, proiectul că a fost aprobat pe Ministerul Dezvoltării, după care cel tot pe fonduri europene, cel cu AFIR de la Casa de Cămin Cultural de Răcăciuni, care la fel s-a aprobat, a fost eligibil, urmează proiectul ăsta tot pe Ministerul Dezvoltării, pe fonduri europene, tot la AFIR, dar pe modernizarea drumuri sătești. Deci sunt trei proiecte importante care se derulează, se vor concretiza la Răcăciuni. Bine. Mai sunt întrebări? Dacă nu, trebuie să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, la punctul 4. Proiect de hotărâre de primit aprobarea rectificării bugetului pe trimestrul de anul 2016. Deci, inițiator, primarul comun. Da, primit acasă. Da. Aceea rătuță care este legată de o anumită sumă cu adresă de la școala generală numărul 1 Rătăciuni, semnată de către director. Noi știți că prin bugetul 2017 pe care l-am aprobat la începutul anului, am prins o anumită sumă pentru deconturi. Și ei, ca să școala, de fapt, ca să-i poată să-i folosească, trebuie să lucre în anumite capitole. Și aici sunt defalcate conform pe puncte, conform transporturilor elevi, de conturi și mai departe. Dar aveți raportul acolo, la studiat. Dacă îmi permiteți, domnul președinte,
M-am interesat mai special ce se întâmplă cu sumele acestea două. Având în vedere că ei solicită o rectificare de buget, înseamnă că au nevoie de bani ca să facă aceste plăți de contul navetei cadrelor didactice. Știind că am aprobat 35.000 de lei, ei mai solicită prin aceste rectificări încă 35.000. Și mi-am pus întrebarea, le trebuie 70.000 pentru rectificare? Nu. Dați-mi voie să vă spun, ca să înțeleagă și colegii. Deci, acei 35.000 de lei care noi i-am aprobat, contabilul școlii, dintr-o eroare umană, i-a plasat în alte două poziții de conturi. Unul din ele se numește reparații curente și unul din ele se numește piese de schimb la transport. Reparațiile curente și piesele de schimb prinse în capitolul transport. Dar în capitolul transport din bugetul școlii are două ramificații. Una, transport elevi, și el i-a pus acolo, transport de cont cadre didactice, unde n-a pus nimic. Din această greșeală ne solicită nouă să iei din aceste două conturi, cele două sume pe care greșit le-a ajustat, și să le pună în contul de cont cadre didactice. Deci nu solicită bani în plus, banii sunt, numai că i-au așezat în capitole greșite și nu poate să-i cheltuie. Asta ne solicită nou această rectificare. În asta constă rectificarea. Deci nu se solicită bani în plus. Mai intervine cineva aici? Ceea ce a spus domnul consilier, trebuia să facă exact acest domn contabil, din raportul pe care ne-l prezintă nou. Hai să putem înțelege și noi când primim acest material. Da, exact. N-am înțeles nimic de aici. Eu după aia m-am dus și m-am interesat să văd despre ce-i vorba. În raport nu se prea înțelege, dar mă rog. Bun, mai sunt întrebări. Punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 5 la contractul de încheiere paste 44 din 28.08.2009 cu doamna Panaite Maria, inițiator primarul comunei. După cum sunteți, dacă îmi permiteți, obișnuiți, în momentul în care un contract de închiriere expiră, noi prezentăm un consiliu local și solicităm aprobarea dumneavoastră pentru prelungirea prin acte adiționale a contractelor. Acesta este și cazul doamnei Panaite, care în 2011 are un contract de închiriere. E un apartament cu două camere, este la zi cu plata, am și chitanțele în original. Știu că dățile trecute m-ați întrebat despre prețul. Așa, deci în raportul de specialitate ați găsit acolo menționat și prețul și majorarea curată a inflației. Toate informațiile le-ați primit prin raportul compartimentului de specialitate. Prin raport s-a stabilit perioada de 3 ani. Dumneavoastră puteți face o altă propunere referitor la perioada de prelungire a contractului. Până acum am stabilit 3 ani. Da? Deci cum stabiliți? Aceeași problemă, da? Deci expiră și contractul de curent. Da, dacă... Avem. Aveți și dumneavoastră numerele de chitanțe, da? Are în cadrul familiei și o persoană cu probleme speciale. Are grijă de ea, nu... Cu handicap, da. Mai sunt întrebări la punctul 5? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunei Lătăcea. Ați văzut raportul de la compartimentul resurse umane. Sunt specificate toate modificările care au apărut în statut de funcții. După cum bine știți, modificările din statut de funcții sunt propuse de către domnul primar și aprobate de către Consiliul Local conform legii administrației publice locale. Dacă aveți întrebări referitor la modificările pe care le-ați studiat în raportul trimis dumneavoastră. Deci, după cum ați stabilit domnul Păun Gheorghe, de la 8 ore, va... Citim? Mai citim? Este nevoie? Da, v-a primit toată lumea. Deci, comisiile de specialitate au verificat... Primarul, începând cu data de... Ocuparea postului de consilier. Nu, asta s-a făcut prin dispoziția primarului. Începând cu data de...
Mai sunt întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul consilier, mulțumim pentru participare. Mulțumim echipii. Noi așa suntem scurți la obiect. Nu ne întindem când are... Aș avea o sugestie. Având experiența atâtor vateuri, avem acoperirea poate jumătate de județe în momentul ăsta. La multe consilii locale, procesul verbal nu mai este citit, ci doar discutat dacă sunt obiecțiuni. Și asta ar face o economie, pentru că timpul este prețios atât pentru primar cât și pentru consilii. E o sugestie a mea, dar puteți urmări și vedeți, poate dacă cumva este obligatoriu un statut, puteți face o modificare și doar obiecțiuni, pentru că se pierde mult timp în acest punct. Eu o sugestie a mea. În al doilea rând, vreau să vă mulțumesc și mulțumesc în special domnului primar, dumneavoastră consilierilor local, pentru că ne-ați arătat că aveți transparență decizională, legea este foarte clară în acest sens și vă mulțumim și vă asigurăm că televiziunea noastră va veni sprijinul dumneavoastră. Deci, Exclusiv TV nu este o televiziune de scandal, sau de, este o televiziune de informare. Noi facem parte dintr-un proiect județean. Suntem extrem de încântați că putem să arătăm și lucrurile bune care sunt în județul Bacău. Așadar, în afara ședințelor de Consiliu Local, dacă aveți plăcerea, fără cheltuieli suplimentare, să ne invitați la evenimente culturale, sociale, sportive și așa mai departe, venim fără niciun fel de obligație. Eu am trimis un cameraman aici, nu o să fiu prezent tot timpul, pentru că vă dați seama, am de acoperit foarte multe OAT-uri, dar după ce vă veți convinge că activitatea noastră este utilă, sigur o să depunem o ofertă pe care noi am depus-o și în celelalte localități, undeva să ne acoperim simbolic cheltuielile de transport și pentru cameraman, ceva la 80 de euro lunar. De ce vă spun acest lucru? Câștigătorii prezenței noastre aici sunt în primul rând cetățenii, pentru că ei au posibilitatea să vadă modul în care își desfășoară activitatea Consiliului Local. Mai mult decât atât, vă asigurăm de faptul că suntem echidistanți din punct de vedere politic. Deci, noi suntem întotdeauna prezenți atunci când ne invitați la lucruri bune. Nu ne implicăm în campanie electorală, nu ne implicăm în discuții, în polemici și așa mai departe. Deci, încă o dată, vă mulțumim foarte mult și vă asigurăm de seriozitatea noastră. Pentru cei care nu știu, în afară de Exclusiv TV, care se poate vedea și pe tabletă și pe telefonul mobil, deci inclusiv cei plecați în străinătate din Răcăciune au posibilitatea să aibă aceste informații cam în 24 de ore, maxim 48 de ore, la dispoziție. Am creat și pe Facebook, pentru că e acum la modă, un grup Exclusiv Răcăciuni, unde veți vedea integral. Deci cameramanii au obligația să filmeze din momentul în care președintele de ședință a deschis ședința, în momentul în care președintele a declarat ședința închisă, atunci oprește camera. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim un succes în mandatul dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule. Mulțumim, domnule.